Salutare, oameni buni, eu sunt Valentin DMV și de data o să facem un nou tractor vlog. Am băgat și l-a recoltat. Sunt la transport din nou ca anul trecut. Și, na, la noi producțiile, de ce să mă ascund de voi, la noi producțiile la orz sunt destul de mici. Adică, asta toamnă nu ne-a ieșit orzul și grâul. Și, na, nu vă spun tot adevărul. Nu ne-a ieșit orzul. Stai, dau cam asta mai așa parcă. Uite, cam așa. M-am dat cu scaun cât mai spate, ca să vedeți voi tot aici. Așa, nu ne-a ieșit orzul și grâul. Și aici tocmai în februarie, martie, unele soli. Și vă dați seama că noi de la confrățire în primăvară și-o ieșit prost, n-avem ce spune. Și cam așa am văzut cam în toată țara, doar sunt zone, e școli unde au plouat. Cel puțin la zona noastră toată lumea l-are prost. Uite, stă cu combina, patinează. Nu stau mai în spate, poate trebuie să mă întorc. Băi, și azi m-am gândit să abordez subiectul despre 4x4, dacă e bine să-l cuplez din mers. Iar să dau pe, pe el. Eu sunt aici pe H și acum îl dau pe el pentru modul de lucru, toate de astea. Și azi m-am gândit să vorbesc despre 4x4, dacă e bine să-l cuplăm din mers. Băi, cel puțin la tractoarele noi, nu mă iau tractoarele vechi, ei, n-ai nici, fără nicio frică, cuplez 4x4 din mers. Și să spunem, chiar și la cele mai vechi, gen 6900-le meu, cuplezi fără nicio problemă în mers. Și știu de cuplezi. De exemplu, hai să vă dau un exemplu la John Deere și la GCB-ul, vă arăt aici. Uitați, eu de aici cuplez 4x4, l-am cuplat. Și eu dacă îl dau acum pe auto, el se decuplează. Se decuplează când depășesc 20 km la oră, se ta de mine de aici. Hai să vă arăt dacă toți sunt aici. Stai că mai știu unde, mă. Aici. Ia uitați, 4x4. Se decuplează după 20 km la oră și 30 de grade când virez roțile. N-am unde să dau acum 20 la oră, că n-am unde, ce să mai. Bun. Și dacă las așa pe auto, n-am nicio, nu, stă mereu cuplat, indiferent de viteza pe care o am. Cred că se uită lumea la mine cu camera asta pe cap. Bun. Și asta e toată treaba cu 4x4. Eu las mereu pe auto, că să spunem, ui, Doamne ferește, uite să-l decuplez pe stradă, știți că am mai pățit o dată și nu era pe auto, dar nu are nevoie dacă, adică ar avea nevoie, dar, na, și cu sateliții, sateliții decuplează odată cu 4x4, ia stai să vă arăt eu, să cuplez sateliții, îi dat pe auto și cuplez sateliții, ia uitați, dacă virez acum de roți, ia, s-au decuplat, vedeți, uite, acum s-au decuplat și 4x4 sateliți, acum s-au cuplat, decuplăm sateliții. N-are nevoie, ca să știți, dacă ave, mai ales dacă aveți butonul ăsta de auto, nu avem nicio problemă. Câte minute avem? Nu-mi dau seama, cred că se vede perfect camera asta. O, acum eu am fix în fața ochilor, văd un pic câș. Îți dau oglinda asta mai așa. De așa. Bun. Băi, și cam atât e toată treaba asta. Și la noi, de exemplu, floarea și porumbul sunt bestiali. Adică floare, cred că anul ăsta dăm buf, dar prețul 100% o să fie cât mai mic la floare. Garantez asta. Mă opresc aici în curbă ca să văd dacă vine vreo mașină ceva și las asta pe comia soia înainte. Și am dat și greutate pe față jos. Ei, da, a doua, a întâia. De exemplu, la combină, pentru ce sunt care știu și care nu știu. Și explic, la combină trebuie să te oprești ca să schimbi viteza, la orice combină. Ea are 3 viteze, a întâia, a doua și a treia. Și n-ai ambreiaj la combină, e ca la GCB-ul, n-ai treabă. Și trebuie să te oprești ca să schimbi viteza. Mă opresc aici, în curând vară că am dat greutate pe față jos. Mi-a spus, mi-au spus cei de la JCB și oricum am vrut să o dau și eu jos. Să o dau jos, că mai e bine pentru mine, nu mai stau acum scar în cotonul pe mine. Nu, și are rostul. Și așa că el tot cu greutate are 16 tone. E destul de greu. Las mai ușor, că cine știe, dacă îl scapă, de exemplu, la vale. Bă, dar parcă n-aș vrea să iau nici aderența lui ăsta cu TC-ul. N-am, nu mă opresc. Nu, dacă mă opresc, iau aderența lui ăsta cu TC-ul, n-am ce să-i fac. Băi, ce ziceam, nu știu, spuneți-mi și mie la, în comentarii la voi, care-i prețul la, la orz, la grâu, la voi. Cel puțin, sau rapița, de exemplu, noi rapița n-am făcut nimic, am avut 430 de hectare, pac, nimica, nu a rămas din ea. So, am întors, nici n-am întors-o de fapt, am avut decât un lizoliu unde nu ne-a convenit să semănăm. Și, cum îi spune,
Am întors-o, am băgat compactorul cel mare care l-am luat, n-am făcut niciun vlog cu el. Îmi pare rău, evac, dacă te uiți la videoclipul ăsta, dar o să fac vara asta, promit la... Că îmi pregătim pentru rap, ți promit că o să fac compactorul. Așa. Promit că fac compactorul la un videoclip, trebuie să fac, să-l prezint puțin. Îmi pare rău, evac. Costi, dacă te uiți. Așa. Și, na, floarea, am auzit că o să aibă un preț de nimic. La câtă floare este anul ăsta, vă dați și voi seama. Da. Să puteți ce o vinim? Ia, hai că am timp să vă arăt eu. Eu dacă las așa pe înainte, nu mai pleacă, nici poți distrag fa de mână. Hai că am timp. Ia uite, ți-am dat tiranții astea, greutate pe față, jos și a ridicat tiranții, ca să mai este așa pe față. Ia da să mă dau cu poate blochezul ăsta. Așa, bam. Ia uite, ți-am luat frâna de mână și el în viteză nu pleacă nici neam, să-l omori. Ia să dăm o leagă de forjă. Două zile s-o decupla 4x4. Gata. Asta am vrut să vă arăt. Suntem cu remorcile astea mari, am și John Deere-ul în spate. John Deere-ul 6150 am. Ăla cu compresor, că la remorcile astea trebuie neapărat compresor. Având pernii de aer și frânare pe aer, îți trebuie neapărat compresor. Nu poți să găsi orice tractor la ele, doar cele compresor poți să în remorcile astea. Iar pe ăla cu John Deere-ul, care în fiind 150 de cai și mai ușor, nu putem să-l încărcăm remorca full. Că, na, te împingi la val, te răstori, doamne ferești. Și doar costă un carclină. Na, costă mă joc cu remorca, nu-i problemă. Volanul ăsta poți să cobor mai jos? Nu, e la maxim jos. Nu știu dacă vedeți voi, dar mi-am dat scaunul ăsta, stai să văd dacă se vede. Mi-am dat scaunul ăsta tocmai cât mai pe spate ca să... Ca să vedeți voi tot bordul, zic așa. Sper că se vede bine acum. Acum chiar n-am ce mai fac, se vede perfect. Băi, hai, cred că eu o să revin mai târziu la deal când, când băgăm în brazdă. Pau! Gata? Ha? Ce? N-am țes. A? N-ai tras tractor de acolo. Păi nu că nu-i pe drum, nu-i pe drum. Lasă. Trage alea. E, dar ce vorbești? Mai vrei? Mai. Hai să dau și pe asta la întâi. Cum le tragi? Păi nu știu, o să vedem ce zice el. Stai, o să-ți așa? Dă-i mă!
cauciucurile astea aici sunt castumbată. Ce? No. Păi da. Da. S-o deschis asta din mers. Mai așa? Hai că revin mai târziu. Na.